PSD și ALDE își pot lua gândul de la consilierii celorlalte partide. Legea care permitea ca aleșii să plece fără să-și piardă mandatele a fost declarată neconstituțională. A fost declarată neconstituțională tot la sesizarea Partidului Mișcarea Populară și a PNL-ului legea privind migrația aleșilor locali în cazul unor fuziuni, o lege făcută special pentru fuziunea PMP cu UNPR, o lege prin care Partidul Stat PSD și cu ALDE doreau să fure consilierii de la PMP și UNPR, dar Curtea Constituțională a declarat neconstituțională această prevedere a legii și în consecință, deci legea prin care PSD și ALDE vreau să fure, că practic este un furt având în vedere că ei au fost aleși pe listele Partidului Mișcarea Populară și ale și listele UNPR-ului, vrea să fure acești consilieri. În Gorj, mai mulți consilieri locali din opoziție intenționau să treacă la putere.